Next. Wow, frumos. Așa da? Ce view! Ce view! Salutare, prieteni! Și bine v-am găsit la un nou video, la un vlog foarte, foarte special, pentru că astăzi am închiriat o întreagă vilă doar pentru noi. Adică pentru mine și pentru Sabina, soția mea, pentru cei care nu o cunoaște, dacă sunteți noi, la noi pe canal. Da, o întreagă vilă am închiriat-o doar pentru noi, timp de 2 zile. Am spus că facem și noi o relaxare, cum se cuvine, și n-am închiriat o cameră, ci o întreagă vilă. Da, dacă vă întrebați de ce, pentru că așa, pur și simplu. Așadar, o să vă fac și un tur al acestei vile, o vilă foarte interesantă, foarte... O combinație de rustic cu modern, care ne oferă un peisaj superb de aici, din munții Vrancei. Pentru că dacă vă întrebați unde mă aflu în Lepșa, în localitatea Lepșa, în mica stațiune Lepșa, care este într-o continuă dezvoltare. O să vă arăt și cum este pe aici, pentru că este foarte frumos. Noi am mai venit de multe ori în Lepșa, dar e prima oară când stăm la vila asta, o să vă fac un tur complet, bineînțeles. Așadar, înainte de a începe vlogul, am rugămintea să apăsați acolo pe butonul de like, să spargeți butonașul ăsta de like în număr cât mai mare. Și hai să începem vlogulețul. Mă aflu acum la etajul 2 al vilei, mai exact un fel de mansardă este. Și cam ăsta e peisajul. Avem munții Vrancei, mai exact acolo avem vârful Tisaru, acela, așa se numește, acel munte de acolo. Avem cascada Putnei undeva la vreo 2-3 km, sau nu mai știu exact, puțin mai la vale. În spate avem o mănăstire foarte frumoasă, niște peisaje foarte faine, un traseu prin spate destul de lung, din ce am înțeles. Oricum o să vă arăt și zona și mașina mea e acolo. Aici e curtea, o să vedeți toată nebunia pe care o să o facem aici, pentru că avem o întreagă vilă doar pentru noi. Da, doar pentru noi doi. Și putem să ne alegem ce cameră vrem, putem să dormim unde vrem. Așadar, după cum observați, suntem într-una din camere în momentul de față. O să încep direct așa cu un tur, cred că. Nici nu ne-am instalat bine, să vă spun sincer, dar sunt foarte entuziasmat. Și asta e prima cameră. E o cameră așa mai... După cum observați, o combinație mai diferită, e un lambriu verde ăsta, nu știu exact, verde, turcoaz, ce fel, zici că e așa mai șters. Da, dar vreau să vă zic că prima impresie când am intrat înăuntru, o răcoare, pentru că vila este veche, din lemn. Acum este o combinație, de fapt, nu prea mai este doar din lemn, exteriorul a fost refăcut, dar interioarele tot este din lemn, după cum observați. Și dă o priză foarte plăcută și un aer așa foarte... respirabil, mai ales afară. Vreau să vă zic, nu cred că v-am spus, o să vă zic chiar acum, zona aceasta, Lepșa, este cea mai curată zonă, din ce am înțeles eu și din ce scrie și pe Google, cu cel mai curat aer din Europa, mai exact cel mai ozonat sau ceva de genul, nu știu exact, s-ar putea să greșesc, care are aerul cel mai nepoluat, cel mai curat aer din toată Europa. Stațiunea asta, cum intri în ea, în această
zona, acest sătuc sau ce este Lepșa. Deci e un aer cum nu am mai simțit nicăieri, e foarte, foarte curat, extraordinar de curat. Salut! Da, deci asta ar fi prima cameră. Avem aici, vreau să vă zic că vila asta are 7 camere în total. Deci e o vilă de închiriat, după cum v-am și spus. Vila se numește Vila Pelin, din Lepșa. E unică, adică nu sunt mai multe cu această denumire. Dacă vreți, o să vă las și pagina lor de Facebook să vă uitați. Dacă vreți să veniți în această zonă și vreți să vorbiți, să închiriați vila sau un etaj sau, nu știu, veniți cu grupul de prieteni, o să vă las mai multe detalii în descriere oricum. Avem aici un pat dublu și un pat simplu. Asta e o cameră triplă, cum ar veni. Aici e baia. Aici e o baie. Da, avem o băiță. Ok. Unele camere au baie proprie, altele au baia câte două la comun, adică pe hol. Au și bucătărie jos. Aici este cea de-a doua cameră. Vai, ce aer vine, e curent de fapt, nu e chiar aer, că e deschis și acolo și acolo și vine din toate părțile. Da, asta e cea de-a doua cameră. Aici e o altă terasă. Fiecare cameră văd care terasă ei. Sau nu cred că aia, astea două au aceeași terasă. Da, pe jos arată cam așa. Aici e tot curtea acestei vile, curtea din spate, avem acolo grătar, avem de făcut la ceaun, dacă vrem, acolo mai e un garaj, un magazin, nu știu ce mai sunt. Pe aici, da, camera numărul 2, care este dublă, asta e puțin mai micuță. Lumina, ok, mai bine, așa, aici avem o altă cameră, o cameră triplă, astea sunt paturi simple, așa, fără lumină sau cu lumină, da, deci de tot în terasa aia. Avem aici 3 paturi, nu o să stăm aici niciun caz, o să stăm într-o cameră dublă. Oricum, da, în spate, iar munți, munți, suntem înconjurați de munți. Deci munții Vrancei sunt aceștia. Televizoarele sunt mai vechi, dar sincer, eu niciodată când am venit la munte sau la mare sau unde m-am dus, nu prea m-am folosit de televizor, adică nu mă interesează dacă este plasmă sau dacă este normal. Adică nu-i văd rostul televizorului în momentul în care vii 2-3 zile sau cât vrei să stai, să te relaxezi undeva la munte. Te duci să te plimbi, să faci trasee și vii să te odihnești. Să zici seara dacă mai stai un 5 minute, dar toată lumea stă pe telefon în momentul de față, adică, na. Bun, avem aici a doua cameră, aici, nu știu ce, un magazin, ceva, mă uitasem, o baie cu duș și tot ce trebuie, așa, deci toată este din lemn, bine, este lambriu cu lemn, un stil foarte rustic, așa combinat. Și să coborâm jos. Așa, coborăm la etajul 1, unde aici sunt 4 camere. Și acum o să vă las să ghiciți ce camere ne-am ales noi din cele 4. Vreau să-mi scrieți în comentarii. O să intrăm în camera 1, care este 1. Aici e o cameră cu baie proprie, are duș și tot ce îi trebuie. Pac, avem, mamă, câtă hârtie igienică, deci nici nicăieri unde am fost n-am văzut câte 3-4. Oamenii sunt darnici, asta e foarte tare. În general îți lasă o hârtie sau jumătate de hârtie folosită și nu ți ajunge câteva zile. Dacă ești unul ca mine, da, nu băgați seama ce spun eu acum. Ieșire către terasă, terasa este la comun la astea. Hai să mergem în următoarea, care este tot cu două paturi. Adică dublă, televizoare, asta e închisă, aici este holul și intrăm în camera numărul 3. Asta este camera numărul 3 și cred că tocmai m-am dat de gol și unde o să stăm, pentru că ne-am lăsat acolo bagajele, da. Asta e cea mai luminată și am zis că în cazul în care mai fac un vloguleț, mai filmez aici, o să mă văd mult mai luminat. Da. Deci asta este camera numărul 3, care la fel dă în terasă. Terasa este foarte mare. Asta e cea mai luminată cameră, de asta am zis că o alegem aici. Adică avem și un peisaj frumos, toate camerele au peisaj către munți. Dar asta are două geamuri și e mai luminată. Și aici intrăm în ultima cameră. Bine, numărul 4, dar sunt 7 în total, cam început de sus. Cam așa arată cea de-a patra, a șaptea cameră, care are baie acolo. Nu vă mai prezint baia, e baie. Totul e curat, e proaspăt aranjat, deci în momentul de față v-am spus, suntem singuri în întreaga vilă. Avem toată vila asta închiriată doar pentru noi doi. Și acum, stai că
Așa, să deschidem și să ieșim în terasă, care este o terasă foarte mare. Exagerat de mare, chiar îmi place foarte mult. Aici ar fi mișto să ai așa niște aparate, să fie aparate peste tot, pe care 2 metri lățime pe nu știu cât, pe mulți metri, exact cât e toată vila și încolo. Da. E fain că în momentul când vii cu prieteni, ieșiți toți pe terasă, cu familia sau cu cine vrei tu, poți să dai și o petrecere aici, deci o să vă arăt imediat jos cum arată. Uitați-vă la acoperișul ăsta. Deci, cât de vechi e. Nu știu dacă are 40-50 de ani, posibil să aibă mai mult. Și cea de acolo, aia e o altă vilă. Șoseaua este exact acolo, nu știu dacă observați. Uite, se vede că mai trece câte o mașină. Acolo e șoseaua, la 45-50 de metri, să zic, de aici. Pe acolo este un drum. Imediat și ai ajuns la șosea. Deci este exact la șosea. În partea aia se află mănăstirea, păstrăvăria, biserica e undeva pe aici. Adică e totul exact în zona centrală. Bine, Lepșa, ca și Sătuc sau ce este aici, comună, este foarte micuț. Nu știu, cred că are undeva la câteva sute de oameni, nu are foarte mulți. În principal, vilele care se găsesc aici sunt sezoniere, de închiriat, pentru că e o stațiune, după cum v-am mai spus. Nu e o stațiune foarte mare, dar e o stațiune foarte frumoasă și în plină dezvoltare, care ar merita mai mult atenție. Și din ce am înțeles, oamenii de aici se cam luptă să facă o pârtie de schi, dar nu se prea vrea. Da, ar fi păcat, pentru că zona este incredibil de frumoasă și foarte multe locuri pe care ar putea să le pun la dispoziție turiștilor, dar dacă nu se vrea, na, e mai dificil. Aici avem și curtea exterioară. O să mergem acum jos. Up, stai că m-am împiedicat de prag. Și să mergem jos, să vă arăt cum arată și acolo. Așadar, camera numărul 1 are baia aici, în cameră, cum ar veni. Iar celelalte sunt numerotate. Acolo am greșit, eu cred că am zis baia la comun, dar nu era comun. E numerotată. Camera 2, baia 2. Camera 3 cu baia numărul 3. Adică fiecare are. Asta doar că e diferența. Aici poate să aibă baia în cameră, iar astea două trebuie să mergi 2 metri pe hol. Ailaltă, la fel, v-am arătat, are baia în cameră. Doar că astea sunt numerotate, fiecare cu baia proprie. Coborâm. No, aici am văzut eu ceva foarte fain. Hai să vă arăt ce pot să fac eu aici. Și acum avem tot spațiul ăsta la dispoziție. Acum hai să vă prezint living-ul. Intrarea principală este pe aici, avem o terasă mare și afară, avem masă de ping-pong, avem de badminton, putem să ne jucăm jocuri și așa mai departe, o mulțime de jocuri dintre astea. Bine, în principal foarte multe jocuri pe care le au acolo sunt pentru a juca în minim, e mai frumos, adică când joci în minim 4, să zic așa. Aici avem o masă unde poate să mănânce cel puțin 6-8 persoane, o masă foarte mare, mai e încă una pe terasă afară la fel. Deci, întreg spațiu de aici, în cap, nu știu, cred că chiar peste 20-30 de persoane, în jur la 30 de persoane, minim. Adică poți să faci aici și o, nu știu, un mic botez, poți să dai o petrecere, poți să faci un majorat, poți să faci orice vrei, să vii aici cu prietenii, cu gașca, cu cine dorești tu. Deci cam ăsta e spațiu pe care poți să-l folosești cu prietenii, să te joci, să faci nebunii, să faci, nu știu, o petrecere, după cum am spus. De fapt, ai două variante. Să vii la munte să stai liniștit, să te relaxezi cu familia, să te plimbi. În general, când vii cu familia, ești mai liniștit. Depinde ce familie ai. Sau dacă vii cu prietenii, cu siguranță nu va fi liniște. Va fi puțină gălăgie, să zicem, petrecere una alta. Dar faza cea mai faină este că în spate e câmp, muntele se vede foarte frumos. În față, la fel, stânga-dreapta e câte un vecin care nu ai treabă cu el. Deci nu vei deranja pe nimeni. Vii la munte să te distrezi, dacă chiar vrei să te distrezi. Și este și internet și merge foarte bine. Este Wi-Fi în toată vila. În general, de multe ori când am fost, chiar acum, recent, la mare, am pățit ca la etajul unde am fost noi cazați, mai exact la etajul 2 sau 3, să nu meargă bine internetul, pentru că aveau router doar jos. Pe când aici are și acolo, undeva, și are și sus. Și merge extraordinar de bine. Și asta e foarte ok. Adică dacă vreau să mă uit la laptop, la un film, sau să editez, sau să fac ceva, deși în perioada asta chiar vreau să stau mai mult relaxat, și ai nevoie de internet, totuși poți să-l folosești. Merge foarte bine internetul. Ăsta e un plus. Pentru că mulți nu au internet, sau dacă l-au, e foarte slab. Deci e bine.
Avem și aici un mic șemineu care e de design, nu știu dacă încălzește, sincer, cred că e cu rășou, s-ar putea să fie. Aici mai avem o baie, acolo nu mai știu ce, cred că e tot o baie sau un magazie, ceva. Și aici avem bucătăria, care este la comun, adică ai două variante, poți să duci să mănânci la un restaurant, la o terasă, una alta, sau să vii cu mâncarea ta, să-ți gătești, să faci un grătar afară, bineînțeles, în spate avem grătarul. Avem acolo frigider, aici mașină de spălat, una alta, tot ce e nevoie, mașină de spălat vase, cred că este aia. Stăm aici frumos, la bar. Alo, Kellner, stai mă, că eu sunt pe postul Kellnerului acum. Nu, stai, schimbăm rolul. Kellner, o bere, de fapt nu, dă-mi o apă, că-s cu mașina. Ia un castravete, mersi. Avem, văd că și microunde și aici cred că avem veselă, avem tot ce e nevoie. Avem, ca acasă. Exact ca acasă. Eu acum cu trobă, ca acasă. Bun, perfect. Deci dacă vreți să veniți, n-ai nevoie de absolut nimic de acasă, doar mâncarea sau te duci la market și ți-o iei de aici, că sunt marketuri, magazine, tot ce dorești. Plus că în zona asta se fac cele mai bune cașcavaluri pe care le-am mâncat eu în viața mea. Cașcaval afumat, îmi place la nebunie. Oamenii în zona asta se ocupă cu așa ceva, au oi, au capre, au vaci, e zonă de pășunat. Și o să mâncăm cașcaval afumat. Bine, trebuie să mergem să cumpărăm, că nu avem. Dar mereu când vin aici îmi place. Deci, în Lepșa, prima oară când am venit, cred că a fost acum vreo 15 ani. Aveam 14 ani sau 13 ani, ceva de genul. Acum vreo 16 ani. Cred că aveam 13-14 ani. Deci acum mai bine de 15 ani a fost prima dată când am venit în stațiunea aia. Și de atunci n-a existat, cred că, un an în care să nu vin. Cel puțin o dată de 2 ori sau 3 ori pe an. E la o oră și jumătate de orașul nostru, unde stăm noi. E foarte aproape. E o zonă foarte frumoasă. Nu e atât de turistică, deși ar putea să fie, dacă lumea ar cunoaște-o. Așa că o să încerc în episoadele următoare să vă arăt și întreaga zonă, pe care eu v-am mai arătat-o în alte clipuri, dar probabil mulți nu le-ați văzut, pentru că atunci nu aveam atât de mulți abonați, să zicem. Sau cel puțin clipurile de acum 10 ani care erau pe canalul vechi, nu le cunoașteți pentru că nu le mai vedeți nici pe acel canal. Da. O să mergem și afară să vă arăt și curtea. Șup. Și afară bate vânt afară, băi, zboară fața de masă. Aici mai e, stai, sper să nu ridice vântul. Poate zboară cu totul aia, trebuie să am grijă. Deci, avem încă o masă, la fel ca cea din interior, aici frumos. Și poți să stai frumos la băncuță și să ai peisajul ăsta în față. Două zile să uiți de absolut tot. Asta am să fac și eu. Nu o să mai stau să editez, nu o să mai muncesc, nu o să mai fac absolut nimic. Pur și simplu o să stau să mănânc dimineața aici. La fel ca și acasă, tot așa mâncăm la terasă, dar în niciun caz nu avem peisajul ăsta frumos. Cu munții. Sau de sus, de la etajul 2 se vede și mai bine. Putem să mâncăm de unde vrem două zile. Acolo este, e că mergem să vă arăt. Aici mai avem două canapele. De fapt două fotoli, în două canapele, mă scuzați. Așa, avem acolo o băncuță, un alt, avem mere, dar nu cred că sunt coapte. Și un balansoar, un leagă și acolo o fântână, care nu știu dacă are apă sau e doar de design. Nu am idee. Da. Acolo e un garaj, o magazie, lemne, una alta pentru grătar. În spate, mergem și în spate, e o curte destul de măricică. Nu e foarte mare, dar este măricică. Și pe viitor, din ce am înțeles, vor să aduc aici să facă o piscinuță, una alta, deci va fi super, poți să stai la piscină, la munte. Avem aici un grătărel, avem tot ce trebuie, dacă putem să facem și un grătar, să vedem. În funcție de activitățile pe care o să le facem, și aici mai sunt niște lemne și mai e o porțiune pe partea cealaltă. Da, cam asta ar fi, uitați-vă cât e de mare vila, cam așa arată din exterior, deci are două etaje, al doilea fiind o mansardă. Și acum puteți să vedeți vila din față. Deci asta este la dispoziția noastră timp de două zile. E o vilă cochetă, combinată rustic cu modern. Din ce am înțeles era așa din lemn înainte și a fost renovată pe exterior. Înăuntru s-a păstrat în mare parte să fie așa autentică, dar pe exterior au mai renovat-o. Pentru că era din lemn, la fel ca și cele pe care le vedeți lângă. Dar încă fiind pe interior din lemn, în momentul când am intrat prima dată, wow, am simțit o răcoare și un parfum dintre ăsta așa de lemn, nu știu, o combinație foarte faină, care mie îmi place foarte mult și mi-amintește așa de momentele copilăriei și am zis că wow,
Wow. Iar aerul pe care îl simt în momentul de față nu se compară cu aerul pe care l-am mai simțit în anumite zone. Deci puteți să-mi spuneți ce vreți în comentarii, dar nu aveți cum să simțiți ceea ce simt eu în momentul de față. Așa că, neapărat dacă vreți, trebuie să veniți aici și să vedeți cu ochii voștri, de fapt să simțiți aerul pe care îl simt eu în acest moment. Avem aici o salcie. Să simțiți aerul acesta de munte. Deci căutați stațiunea Lepșa. Pentru cei care sunt din zona Galați, Vrancea, toate orașele din împrejurime, cel mai probabil au mai fost pe aici. Așa că vă recomand, dacă vreți, căutați Vila Pelin, dacă vreți să o închiriați pe toată sau un etaj anume, nu știu, să veniți cu familia, cu prietenii, vin, am înțeles că între 16 și 18 sau 20 de persoane, nu știu cât în cap, minim 16 persoane, deci fiind 7 camere și cu 2 și cu 3 paturi, plus că jos încap foarte mulți, încap mult mai mulți să stea la o discuție, la o petrecere, la absolut orice fel de eveniment, dacă vrea ceva să-și organizeze. Stai să mă pun la umbră aici. Și să admir peisajul, care este superb. Și terasa asta e foarte mare, cred că are vreo 30 de metri pătrați, nici nu știu, dar e mare, tare. În următoarele zile o să vedeți vloguri, începând de mâine, adică clipul ăsta o să fie separat, după cum v-am spus, un villa tour, nu un room tour, la întreaga noastră cazare. Mulți întreabă comentarii, unde te-ai cazat, cât a costat și așa mai departe. Așadar, dacă vreți răspunsurile, intrați pe pagina lor de Facebook și acolo aveți toate detaliile. Dacă vreți să vă cazați pe viitor, să veniți aici cu familia, cu prietenii, într-o seară, două sau cât doriți. Da, o să vedeți, bineînțeles, începând de mâine, vloguri foarte faine de aici, de la munte. Doar dacă v-ați abonat la canal și ați activat clopoțelul de notificări, pentru că dacă nu sunteți abonați, nu cred că o să le vedeți. Da? Așadar, neapărat, abonați-vă la canal. Și bineînțeles, ne vedem începând de mâine, bineînțeles și pe Sabina, dar momentan am făcut eu acest tur. O să mergem să mâncăm puțin și după care o să pornim la pas, să luăm muntele și apa și tot. Vreau să mă duc să fac o baie în cascadă, pentru că nu mai pot de cald, e foarte cald afară. Bine, nu e niciun caz canicula aia, toropeala care este în oraș, dar este oricum cald și aici, pentru că este vară, este iulie, este plin sezon și merităm și noi o mică relaxare la munte. Știu că m-ați întrebat de ce nu îl luăm și pe Nicolas. De multe ori când mergem în excursii, îl luăm pe Nicolas. Dar mai avem și zile în care vrem să stăm doar noi doi. În momentul când o să aveți copii, pentru cei care au copii știu, dar copiii care comentează la clip nu realizează până nu o să fie ei părinți la rândul lor. Așadar că nu intrăm în discuțiile de genul acesta. Ne vedem la vlogul următor. Numai bine!